Frați și surori, aș vrea mai întâi de toate să spunem ca binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Amin. Amin. În dimineața aceasta suntem în casa lui Dumnezeu, suntem la o sărbătoare sfântă, la o comemorare și noi ne amintim de fiecare dată când avem cina, ne amintim de jertfa Domnului Iisus Hristos. Ne amintim de patimile Lui, ne amintim de suferințele Lui, ne amintim că prin rănile Lui suntem tămăduiți. De aceea, în dimineața aceasta este mai specială decât celelalte zile și aș vrea să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și în dimineața aceasta și cu ajutorul lui Dumnezeu și cu îngăduința dumneavoastră aș vrea să vorbesc din Cuvântul lui Dumnezeu despre legământ. Mai am amintit odată aici, dar timpul nu mi-a stat la dispoziție atunci și am mai amintit câteva gânduri despre legământ. Și aș vrea în dimineața aceasta Dumnezeu să îmi dea înțelepciune, să îmi dea putere, dar așa cum am spus dumneavoastră, să vă dea Dumnezeu o inimă bună să mă acceptați așa cum sunt. Nu? Să știți că Dumnezeu pe noi ne acceptă. Nu vreau să zic că ne încurajează, dar ne acceptă așa cum suntem. Și cum suntem? Dacă ne facem o analiză, dacă ne facem, să știți că mi se întâmplă adesea că seara îmi fac o analiză să văd felul meu cum am purtat în ziua în care a trecut. Și de multe ori am găsit în purtarea mea, în umblarea mea, că parcă m-aș pune undeva la țin. Și spun, n-am umblat cum trebuia să mă. Și totuși Dumnezeu, în bunătatea Lui și în mila Lui, ne primește așa cum suntem. Psalmistul, pentru că s-a cântat aici cântarea ce mare este Dumnezeu și că lăudăm pe Dumnezeu. Psalmistul și spune David în Psalmul 139, își exprimă oarecum viziunea lui despre Dumnezeu. Cum îl vede el pe Dumnezeu. Acum David acesta, care era un împărat, avea atâția slujitori, avea oaste, avea atâtea lucruri. Oare chiar avea nevoie de un stăpân? Foarte interesant. Foarte interesant. Că David ajunge la această concluzie că, de fapt, el nu este nimic fără de Dumnezeu. Și îți spune în Psalmul 139 viziunea cum îl vede el pe Dumnezeu. Sau unele dintre viziunile lui. Și spune, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunz gândul. Știi când umblu și când mă culc. Și cunoști toate căile mele. Sunt căi pe care am vrea ca Dumnezeu să nu le cunoască. Sunt? Poate din greșeală sunt. Dar David spune, Tu cunoști toate căile mele. Și cele pe care n-ar vrea să le știe. Și n-ai vrea să le cunoști. Tu le cunoști. În ultima biserică din Apocalipsa, la biserica din Laodicea s-a amintit ceva azi dimineață la rugăciune, mai devreme. Și acolo spune Duhul lui Dumnezeu un lucru care biserica nu era conștientă de el. O zici și tu nu știi. Că ești așa, și așa, și așa. Adeseori se întâmplă că noi înșine nu știm despre noi, la ce stare suntem. Dar Dumnezeu știe. Iată ce Dumnezeu avem și noi. Este același pe care l-a avut David. Aș vrea ca Dumnezeu să ne cerceteze dimineața aceasta, frați și surori. Aș vrea ca Dumnezeu să cerceteze și cărările și faptele care noi am vrea să le cerceteze. Nu? Sunt
fapte și lucruri și trăiri ale noastre care de multe ori nu le spunem, dar le gândim. Doamne, ce bine ar fi dacă n-ai trece cu vederea fapta aceasta. Să știți că sunt întâmplă. Atunci când oamenii fac fapte bune, oarecum poate nu spun nimic cu vorba, cu cuvintele, dar poate în gândul lor ar vrea ca Dumnezeu să țină cont de faptele acelea. Dar să știți că Dumnezeu ține cont. Să știți că Dumnezeu ține cont. Cuvântul lui Dumnezeu, și l-am mai amintit aici, El spune că numără pașii noștri de pigar. Și dacă pun întrebarea care mai am pus, v-ați numărat pașii? Câți dintre noi am spune, da, ne-am numărat? Păi nu știm, nici pe ei de pe cap. Iată că Dumnezeu, în atotputernicia Lui, le cunoaște și aceste lucruri. Ar vrea să intrăm puțin în textul în care l-am citit în această dimineață și ați băgat de seamă că am citit două texte. Unul dintre ele, am spune noi, este un text care se citește adesea la cina Domnului. Și de multe ori poate spune frații, nu știu ce să mai predicăm despre cina Domnului, căci s-a spus tot. Și parcă ne-am repetat. Dar vreau să vă spun ceva, ca o încurajare. Pentru toți aici, cuvântul lui Dumnezeu este un izvor de viață. Cuvântul acesta, oricât scos din el, tot mai bun este. Un izvor, cu cât iei apă de acolo și bei din acel izvor, cu atât apa este tot mai, spuneți dumneavoastră, mai bună. Dacă lași acolo, am fost copil și mi-aduc aminte că am băut apă din izvor. Era acolo o vână care ieșea puțină apă și era o băntuță mică unde s-a adunat. Dar dacă îi făceai un dig acolo și o împiedicai ca izvor, ca vână aceea să curgă mai departe, să se scurgă, să știți că știți ce s-a întâmplat. De nu știu unde apăreau broaște. Și parcă apa era stătută, spuneam noi. N-ați gustat aceasta? Nu vreau să zic că cuvântul lui Dumnezeu este stătut. Nu! Dar vreau să fac să înțelege sensul bun la care vreau să mă refer. Cuvântul lui Dumnezeu este un izvor. Cu cât scoți apă mai multă de acolo și te-a dat, cu atâta vine mai bună apa. Facă Dumnezeu ca și în dimineața aceasta cuvântul lui să ne limpezească inimile noastre și să ne învioreze inimile noastre. Amin? Aș vrea ca în dimineața aceasta să vorbesc despre cina Domnului, dar așa cum am spus, să vorbesc puțin despre legământ. Pentru că am citit în Luca, în evanghelistul acesta, care ultimul verset spune că atunci când Domnul Iisus Hristos le-a dat paharul care reprezenta sângele Domnului Iisus Hristos care se scurge pentru lumea întreagă, le-a spus, este sângele legământului celui nou. Înseamnă că era un legământ vechi. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață și îngăduiți-mă ca să afirm că oamenii fac adesea ori legământ sau înțelege unii cu alții. Și ceea ce este trist, că oamenii așa repede renunță la legămintele care le-au făcut, fără să-și dea seama de consecințele care urmează după aceea. Aș vrea să vă spun că legământul Dumnezeu l-a instaurat. Știți care a fost primul legământ care Dumnezeu l-a făcut cu oamenii? Găsim în Scriptură, în Genesa 9, că Dumnezeu a făcut primul legământ cu cine? Cu Noe! Cu Noe! Aș vrea să vă întreb ceva. Ați văzut și vedeți din când în când curcubeul lui Dumnezeu pe cer? Oamenii de știință au explicații și spune că substanța cutare cu substanța cutare, două bolte așa și până la urma urmei, probabil științific, așa fi. Dar aș vrea să vă spun ceva. L-a pus Dumnezeu acolo, că până acolo nu a fost. Și Dumnezeu îi spune lui Noe, fac un legământ astăzi.
astăzi cu tine. De câte ori voi îngrămădi nori asupra pământului să cadă ploaie și voi vedea curcubeul acesta în nori, îmi voi aduce aminte de legământul care l-a făcut cu omul. Și nu voi mai nimici omenirea și oamenii și lumea prin potop. Întrebarea mea este, și-a ținut Dumnezeu legământul până în vremurile noastre? Și l-a ținut. Noi facem de multe ori legăminte și legămintele noastre sunt ușor de ținut. Și așa de ușor ne debarasăm de ele. De ce am lumea schimbat ideea? Dumnezeu, frați și surori, își păstrează și își menține legămintele care le face cu oamenii. Oamenii le încalcă, Dumnezeu nu le încalcă. Apoi un alt legământ mare care Dumnezeu l-a făcut, despre care vorbește aici Scriptura, și unul dintre apostolii Domnului Iisus Hristos vorbește despre aceasta. Legământul care l-a făcut Dumnezeu cu poporul Israel prin ajutor din țara Egiptului. A făcut un legământ și le-a promis o țară. Le-a promis că i-a scos din țara robiei, i-a trecut prin apă, prin Marea Roșie, i-a botezat prin apă, i-a trecut prin nor, prin Domnul Iisus Hristos și le-a promis o țară. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește aici în Cartea Evreilor, unde am citit, că legământul acela, dacă era fără de cusur sau fără de defect, nu trebuia alt legământ. Și m-am tot gândit ce defect a avut legământul acela. De a trebui să fie un nou legământ. Pentru că Domnul Iisus Hristos spune și repet, și parafrazez ultimul verset din Luca care l-am citit. Sângele Domnului Iisus Hristos este legământul cel nou, care Dumnezeu, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, l-a încheiat cu oamenii. Este o inițiativă din partea lui Dumnezeu. Știți că este un om. Mă iertați, dar nu beau apă. Doar îmi urc buzele pentru că am o problemă. Și după 40 de ani, așa se întâmplă. Știți că este un om. Un om care era contemporan cu Avram. Care tinde și cere acest legământ care Domnul Iisus Hristos l-a adus. Știți? Dacă vă invit sau dacă fratele David vrea să mă ajute, în cartea lui Iov, care spune că era contemporan, trăia în aceeași vreme cu Avram, Iov la un moment dat ajunge la o concluzie și îi cere lui Dumnezeu ceva. Și în cartea lui Iov, în capitolul 17, cu versetul 3, Iov cere lui Dumnezeu, de fapt, știți ce cere Iov? Îl cere pe Domnul Iisus Hristos. Și spune aici, pune-te singur zăloc pentru mine înaintea ta, altfel, cine ar putea răspunde pentru mine? Iov să vede că de fapt singur nu poate să stea înaintea lui Dumnezeu. Nu se poate mântui singur și zice, pune-te garanție pentru mine. Altfel, cine ar putea să stea? El îl cere jertfa Domnului Iisus Hristos, dacă nu știe. Asta făcea Iov. Ei, Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor și repet, legământul, sângele Domnului Iisus Hristos curățește de orice păcat, dar este un legământ nou, care este între Dumnezeu și noi. Nu între noi și Dumnezeu. Inițiativa este de la Dumnezeu spre noi. De ce legământul, ca să nu ne uit ideea, de ce legământul cel vechi are cusur? Și m-am tot gândit, măi, din partea lui Dumnezeu nu se poate să aibă cusur. Se poate. Spuneam data trecută să nu creadă cineva că legământul cel vechi care Dumnezeu l-a încheiat la muntele Sinai cu poporul după ce a ieșit din țara Egiptului, să nu se gândească cineva că acel legământ a fost planul A. Și n-a funcționat bine. Și Dumnezeu a pregătit planul B. Pe Domnul Iisus Hristos care a dat aceasta să funcționeze. Nu. Acest legământ și toate aceste porunci, toate acele 10 porunci care este decalogul și încă vreo 600 și ceva iară de porunci și de legi, toate acestea erau premergătoare
ca să ajute pe oameni să se apropie de Dumnezeu, ca să poată să-L accepte când Domnul Iisus Hristos va veni la împlinirea vremului. Dar haideți să revenim înapoi. Ce avea cu sur acest legământ? Am găsit cel puțin două lucruri, dar nu care pornea de la Dumnezeu, care oamenii le aveau cu sur. Primul rând, el a s-a adresat poporului lui Israel, acest legământ. Acest legământ s-a adresat poporului care a ieșit din țara Egiptului. Pe lângă ei s-au mai adunat și alții și i-au primit, dar prea puțin. Dar pentru restul omenirii, acest legământ nu s-a adresat. Și restul oamenilor erau condamnați la moarte. Dar de ce nu s-a adresat și lor? Iar repet, pornește o greșeală din partea lui Dumnezeu? Nu, nici de cum. Oamenii erau așa de păcătoși, încât prin legea aceea nu puteau să se mântuiască. Și de aceea Dumnezeu i-a sortit spre nimicire. Apoi, încă un cursor care l-a găsit la poporul Israel. Ei nici cum nu au putut să se mântuiască prin acest legământ. Măcar că li s-a promis, nici măcar în țara promisă n-a intrat nici măcar Moise. Și Moise a încălcat această poruncă. Pentru că spune legea că dacă calci una dintre ele, a încălcat toată legea. Și la un moment dat poporul se răzvrătește împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu și Moise spune, se duce înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, ce să fac acum? Și zice, du-te la stâncă. Și lovește stâncă odată cu doreală. Și ce s-a întâmplat lui? S-a dus acolo la stâncă și o trecut peste ceea ce Dumnezeu i-a promis. Ce a spus? Și știți ce a făcut? I-a spus Moise, putea va Dumnezeu să vă dea apă din stâncă răzvrătiților? El oarecum a pus la întrebare, cu semnul întrebării, ar putea Dumnezeu să vă dea răzvrătiților? Au zis stânca de două ori. Am spune lui, dar nu e grav. Înaintea lui Dumnezeu era grav, pentru că Dumnezeu i-a spus, nu mai cinstit înaintea poporului. Și pentru aceasta Moise n-a intrat în țara promisă. N-a intrat în țara promisă. Apoi legământul cel vechi întrevedea o țară unde curge lapte și miere, o țară pământească. O țară pământească. Dar ei au intrat dintre cei care au ieșit din Egipt peste 20 de ani în sus, au intrat doi în această țară. Legământul cel nou, că aș vrea să revin la acest legământ, că despre aceasta vreau să vorbim. Legământul cel nou ne promit o țară cerească. Nu unde curge lapte și miere. Unde este pace de prihănire și bucurie în Duhul Sfânt, lăudat să fie numele Domnului. Dar legământul ce nou, știți că izbăvește pe om și trupul și sufletul? Nu numai trupul sau nu numai sufletul. Știți că izbăvește pe amândouă? Și putem să le găsim. Putem să găsim această promisiune, cred că în Cartea Tesalonicenilor, dacă nu greșesc, am aici însemnat, ca să nu greșim, spune aici Apostolul Pavel, că noi cei care suntem în viață, la venirea Domnului Iisus Hristos, când va veni pe noi cerului, nu vom lua înaintea celor adormiți sau celor care au murit în Domnul. Ci spune cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel, ci însuși Dumnezeu, prin strigătul unui arhanghel, la cea din urmă trâmbiță, morții vor învia, li se vor da trupuri de slavă, iar noi, la o clipeală din nou vom fi schimbați și ne vom întâlni toți cu Dumnezeu unde? Cu Domnul Iisus. În văzduh. Iată care este și răscumpărarea și a sufletului și a trupului. Și să spune aici, să băgăm de seamă felul în care grijim trupul. Felul în care grijim trupul. Va fi transformat. Ei, acest legământ nou ni-l promite Dumnezeu prin Domnul Iisus, prin jertfa Lui. Dar mai este ceva. N-aș vrea să uit detalii și apoi aș vrea să mă apropii de încheiere, pentru că aș vrea să avem timp să putem să dăm cina. Este un detaliu care spune aici, în Cartea Evreilor, unde am citit, un detaliu foarte important. În legământul cel vechi, nu era mijlocitor. S-aducea jertfe, era un ritual. Moise însăși, care mijlocea în felul lui, la un moment dat, când Dumnezeu a vrut să nimicească poporul, Moise s-a pus de turmezișul sau de-a careștul, s-a pus între Dumnezeu și oameni și a spus nu, nu face asta. Oarecum a încercat să insiste, dar Dumnezeu
tot i-au nimicit pe cei care s-au răzvrătit. Dar în legământul cel nou, știți care este marea și marea schimbare? Este că nu mai trebuie să aduci sângele țapilor sau a mieilor sau berbecilor. Este că Domnul Iisus Hristos s-a adus odată pentru totdeauna, s-a dat ca jertfă pentru noi, pentru păcatele noastre, și acolo trebuie să se oprească toate jertfele și ritualele. Pentru că de acolo încolo Domnul Iisus Hristos s-a dus înaintea lui Dumnezeu, asta este jertfa mea pentru toată omenirea, nu numai pentru Israel. Și știți de ce spun lucrul acesta? Pentru că în cartea prorocului Isaia ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu și ne spune așa, toate poporele chemate, deci de data asta nu numai cei din zona aceea, toți sunt chemați. Și spune acolo prorocul Isaia, veniți la ape, toți cei însetați veniți și cumpărați vin și lapte fără bani și fără plată. Și de ce? Plată plătit-o Hristos. Lăuda să fie numele Domnului. Imaginați-vă că toți suntem undeva oare într-o foamete cum nu se poate și nu avem ce mânca. Și vine cineva și spune, cine va plăti pentru voi? Mergeți la depozitul cu tare, fiecare cu straița lui. Și vi se va da unt, brânză, smântână, tot ce aveți nevoie vi se va da. Și mergem și ne umplăm de sarea și venim acasă. Dar să știți că cineva a plătit pentru ăla. Ăla nu le-a scos nimeni din mină. Și dacă le-ar fi scoasă, cineva a lucrat pentru ele. Tot așa este cu jertfa Domnului Iisus Hristos. Când zice toate popoarele chemate. Cineva a plătit, de-aia pentru noi este gratis. Și știți cine a plătit? Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să-i fie numele Lui. Dar încă un lucru care n-aș vrea să scap din vedere, pentru că dacă scap, aș stilbi tot legământul cel nou. Domnul Iisus Hristos este mijlocitor pentru noi. În legământul cel nou, aș vrea să nu uităm lucrul acesta. Dacă în legământul cel vechi nu era mijlocitor, în legământul cel nou în care noi suntem în vremea Harului, începând de la Domnul Iisus Hristos de 2000 de ani în coace, suntem în vremea Harului. Este între noi și Dumnezeu. Este un mijlocitor. Și mijlocitorul acesta nu este un om care el însuși ar trebui ca să aducă jertfă. Nu este un înger, ci este Fiul lui Dumnezeu. Este Fiul lui Dumnezeu. El este un mijlocitor între noi și Dumnezeu. Și prin El avem acces și avem trecere înaintea lui Dumnezeu. Și noi când mergem pe genunchi și ne rugăm și spunem, Doamne, vin înaintea Ta, dar nu că eu am merite. Cine ar putea de aici, frați și surori? Haideți să vorbim ca niște oameni adulți. Cine ar putea de aici să se plece pe genunchi și să spună, Doamne, am venit înaintea Ta? Pentru că toată săptămâna am umblat în neprihănire, în curăție de inimă. Și iată că n-am nimic. Ca păcat, sunt curat, sunt limpede, sunt curat ca și o lacrimă. N-am nimic, n-ai nimic să reproșezi. Cine de aici? Niciunul. Niciunul. Să citeați dimineață la Roma de rugăciune, dacă cineva spune că n-are păcat mine, și adevărul nu este inimă. Adevărul nu este inimă. Dar avem la Tatăl, la Dumnezeu, avem un mijlocitor, pe Domnul Iisus Hristos, care atunci când mergem la Dumnezeu și ne plecăm pe genunchi, El este acolo. El este acolo. Și spune Tatălui, El pentru El, uite aici în palmele mele, sunt găurile cuielor care le-am suportat. Uite coasta mea, este străpunsă, este pentru El. Iartă-L și de data asta. Frați și surori, în legământul cel nou, suntem binecuvântați de Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Noi când venim aici, este la cină și aș vrea să mă apropii de încheiere. Când venim aici și sărbătorăm acest act al cinei, noi ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos spune în Evanghelie, dacă nu, cine nu mănâncă și nu bea,
cine nu mănâncă trupul meu, adică azim aceasta, care ne rugăm pentru ea și noi credem prin credință că este trupul Domnului Iisus Hristos. Rodul viței care ne rugăm și cerem binecuvântarea și noi credem prin credință că este sângele Domnului Iisus Hristos. Și spunea Domnul Iisus, cine nu mănâncă și nu bea, n-are viață în el. Noi știm și știm că am venit aici ca să primim viață. Nu viață în sensul când ieșim afară să fugim mai repede pe stradă. Să fim mai dinamici. Viață spirituală. Putem să trecem peste necazuri, peste probleme, peste încercări, peste ispite. Ca să fim la înălțimea. Să ajungem la înălțimea la care vă chema Dumnezeu să fiți. Ați vrea lucrul acesta, frați și surori? Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze toată adunarea cu viața din belșug. Amin? Aș vrea să facem o rugăciune, plecați pe genunchi, și în rugăciunea aceasta aș vrea încă o dată să ne rugăm lui Dumnezeu și să spunem, vin în jertfa Domnului Iisus Hristos, iartă-mă, curățește-mă și ajută-mă să mă apropii de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Să ne cerem iertare. Să ne cerem iertare pentru vorbe, pentru gânduri, pentru fapte, pentru gesturi, pentru purtări, pentru privirile noastre care de multe ori nu sunt acolo cum ar trebui să fie. S-au uitat în lucruri în care nu trebuie să se uite. Să ne cere iertare. Și Dumnezeu este drept și bun. Dacă cerem cu inimă sinceră, El ne dă iertare. Apoi, după ce ne vom ruga, mă voi ruga pentru binecuvântarea azimii și binecuvântarea rodului viței, iar cei care se împărtășesc rămân așezați pe genunchi. Și cei care nu se împărtășesc se vor așeza pe scaune și în timpul acela vom cânta câte o cântare așa mai în surdină. Haideți să ne plecăm pe genunchi, să ne rugăm.